Salut! Da, așa cum v-am promis, uite că revenim cu a doua emisiune. Suntem în pregătirile de Paște, în pregătirile pascale, cum zic unii. Romanian Easter. Iar astăzi o să vopsim ouăle, nu neapărat o să ne înroșim, deși normal ele trebuie înroșite. Conform tradiției creștine, noi o să le facem și alte culori. Așa, deci v-am zis, Andreea, am invitat-o astăzi, nu e doar ajutor, este și invitata mea totodată. Pentru Vladi e permanent, e invitatul permanent, el este coproducer, aș putea spune. Așa bine că Andreea mă ajută și cu montajul filmelor, ați văzut la sfârșit acolo, ea se ocupă de... De ce înseamnă editare. Așa, și ea face și muzică. Pentru cine nu știe, Andreea face muzică, muzică de calitate, zic eu, ceva mai diferit așa de cum se găsește pe piața astăzi. E o muzică ascultabilă, dansabilă. Eu nu sunt un mare critic muzical așa, dar eu zic că este ok. Așa, Andreea, uite, ia, povestește-ne, cum te-ai gândit tu să... De fapt, povestea începe de zeci de ani în urmă, cu aventura asta muzicală, da. Am început-o împreună, da. Hai că, uite, te las să vorbești până mă cert eu puțin cu... Să mă ustecă zumbesc. Absolut, este cât să te speriezi. Oh my god, that's alright. Da, cu 10 de ani în urmă am început împreună, am cântat împreună când eram mai mici și așa, pasiunea cu muzica o avem în familie. Așa e, de acolo. Și apoi am renunțat de ale vieții, am continuat cu altele, până de curând, până la lockdown. Adică anul trecut, în martie. Da, luptam, pentru că atunci cred că toată lumea a luat o pauză și s-a gândit, stai să... Martie, deci, la lockdown, martie anul trecut, în 2000 ai început, 2019, nu? Da. 2019, așa. Da, da, da. Uite, ouă de vescă. Ai, că bine, dar vezi cum a scos, e greu. Băi, de băgat? De băgat ai băgat, da, acum a scos. Uite, când nu mai gândesc, așa e. Hai, ce să-ți mai dau o lingură, stai să mă pune ceva. Nu cred că pierde, nu e bine. Lasă-mi să vă amână în divorțea. Gata, ia. Uite că am reușit. L-am salvat. Hai că o să arată. E un pic pătat. Nu l-ai spălat bine. A rămas greșit. L-am spălat. Uite cu Vladimir. Uite, am luat roșu pe mâine. Așa îmi dau un pic în obraj. Nu, apropo de asta. Că tot vorbeam de ouă. În dimineața de Paște, Vladi, să nu uităm. Da. Ordun. În dimineața de Paște, se pune într-un lighean cu apă, neînceput, adică negustată din ea. Pui direct de la ghiuchetă, la poate. N-ai să scoatea din puț. Sau din fântână. Așa, și pui un ou roșu și un bănuț. Și cu apa aia te speli pe față. Și tradiția spune că alungă orice boală, ajută la înfrumusețare, adică ca ou roșu să fii sănătos, roșu, lume la față tot anul și... aduce și bunăstare și da. Deci un bănuț, da. Eventual de aur pentru ea mai bogați, noi nu avem, noi o să punem ăștia de cupă. Găsim eu. Așa, ideea e să fie un bănuț și apă și un ou roșu. Totdeauna spuneți chestia asta. Dimineața, în prima zi, la prima oră, te speri pe față. Pui acolo, în apă și... Da, pui într-un lighean, că noi, sau un bazin de la ghiuchetă, dar eu zic că într-un lighean mai frumos. Da, da, da. Și poate o să facem un mic film, noi să arătăm cum. Da. Da. Așa și o să... Da. Îmi place ideea. Cred că ajunge unul roșu. Așa, deci te-ai apucat în martie anul trecut, da. În 2020. Așa, și ce ai făcut? Măi, în 2020, noi așa vezi că am pierdut, așa este. 2020, 2019. Da, 2020.
fac, uite cum s-a oprit totul, s-a oprit totul deodată și m-am trezit acasă cu prea mult timp în mâini. Așa, adică cum s-a oprit totul? Te-a dat afară de la serviciu? Nu te-a dat afară. Nu m-a dat afară, s-a închis... Curlo, știi, din ăla... Da, da, s-a închis compania și... Uite ce frumos ăștia, s-a uitat la pasul. Așa, da, așa... Vladi, poți să-l arăți? La cameră? Ia, ia vezi, stai puțin. Ia, nu arde, n-are nimic, pune-o înapoi. Așa. Și așa arată la aproape. Și arată la aproape încet, așa. Foarte frumos, ok. Până aici. Asta da, ieși, da. Și cu noi știi că înainte făceam tot felul, adică de muzică nu ne-am lipsit permanent, făceam karaoke și așa mai departe. A, i-am înnebunit pe vecin cu karaoke. Muzi în românești și Andreea cu... Cu detalii, dar nu în engleză, dar eu... Cine mă cunoaște a avut ocazia să ascult în repertoriul meu și din Aliei la fel. Da, el cu populara mult mai bine ascult. O să vedeți, acolo avem și una... Am făcut un mix când se lasă seara și l-am convins pe domnul Togan. Da, așa e. Și dumneavoastră e un pic să... În deschiderea... Ei, nu chiar domnul Togan, așa sună ca mai mult domnul Togan. Așa am pus acolo. Hai să mai pun niște citronadă. Am pus, cum am pus, Andreea Togan, Pit Togan. Pit Togan, da. Da, deci așa, deci spune-ne, deci noi, practic, tu ai început cariera muzicală acum 20 de ani. 20-21 de ani, ai cântat pe la Găiești, păi a cântat prin concursuri, pe la Găiești, pe la concursuri la de Miss. La Miss, băi, dacă are cineva, îmi trebuie neapărat, atunci s-a filmat, dar nu găsesc. Am cântat atunci așa, la Găiești. Strania Mori. Da, cu Strania Mori, păi tu vorbești spaniolă și italiană, așa un pic, nu? Băi, nu vorbesc italiană, dar... Da. Nu vorbesc italiană, dar... Poți să o rostesc, adică... Ai și un proiect acum, am văzut că repetai. Următorul este, da, surpriză, un mix între ceva în română și ceva în italiană, da. Da. Să le spun mai mult? Nu, lasă. Îl promovăm aici pe canal când o să fie. O să fie, da. Așa, deci... Deci cam de atunci... Păi și cum ai împăcat, cum ai împăcat tu timpul și cu familia, uite că cu casa, cu... cu gătitul, cu... Cichitul, că știi așa cum am combinat. Ce să nu e ușor, dar știu, dar uite să știu așa. Nu e ușor, dar nu e nici dificil să-ți găsești un pic de timp și pentru tine, știi, printre toate. Ai văzut că de obicei mie, când îmi creez partea, deci negativă, cum ar fi pentru fiecare, voi deja sunteți cam adormiți, cam după ce adorme toată lumea, eu mai fac un pic acolo un timp. În fiecare seară să fac niște negative, știi? Azi unul, mâine altul și am câteva... Să fie câteva de ulei, scuze. Nu știu ce să... Ulei după ce se răcesc, e ok. Da, să știi că ăsta verdele nu... Nici verdele nu prinde. Nu știu care e. Lasă, poate să răcesc. Să bagi o verze în verde. Să bagi o verze în verde. Asta e o idee, da. Da, nu era, încearcă. Cam așa mi-ai, așa se face, câteva minute pe zi, îți dai seama că nu m-am apucat acum să fac producție în masă, deși să știi că s-au strâns câteva, sunt... Câte melodii ai, apropo? Să fie 23 cu tot cu, știi că am făcut unul în care cântă Vladimir. 23? Nu, poate mai ceva remixuri la altă. Bineînțeles că am și mixuri. Nu, dar melodii toate originale. Ale mele create în afară de, cred că 20. 20 de melodii. Cred că am, da, uite, putem să luăm să le numărăm acum. Și cum te gândești să le promovezi? Că pe YouTube... Pe YouTube vreau să le promovez. Mie mi se pare că merge, că nu mă aștept acum să am milioane de... cum să zic... Adică n-am... Știi, visul, când suntem cu toții adolescenți, visăm că o să fim celebri și o să facem, o să fim pe scene mari ca celelalte nume mari, știi? Dar cu timpul trebuie să-ți adaptezi și asta. Cum e cu mai vise sau visuri? Cum? Le adaptezi, știi, la cum se schimbă viața? Visurile, da, le adaptezi, le mai schimbi, nu rămâi fixat pe ceva, dumne, într-adevăr, încurajezi oamenii, știi, băi, nu renunța la asta și așa, dar le schimbi și faci să fii fericit și să balancezi cumva cu ce trăiești acum, nu poți să rămâi fixat, gata, vreau că am 20 de ani, unde să le promovezi, nu să... Da. N-am ce să le fac, pe YouTube sunt mulțumită cu vizualizările câte sunt și așa,
Mai primesc câte un like. O să... A, știi ce? Uite, mi-am uitat. De resub la filmul ăsta, da? O să pun linkurile cu... Chiar dacă sunt pe canal, o să pun linkurile cu câteva acces. Melodii. Uh-huh. De exemplu, care crezi tu? Scuze, Vlad, te las imediat să vorbești. Tu poți să pui sticăre în continuare, dar nu știu care să pun. Poți să pui, ești liber să alegi ce vrei tu. Poți să pui care crezi că se potrivește pe care, da? Da? Deci să lași și cel puțin două din fiecare culoare fără sticăre, atât. Da, să avem fie două din fiecare. Acesta e mai bun? Păi nu, vreau scot la două. Mai avem, o să mai punem, ia uite. Păi mai avem galbene. Uite, pe ăla când a ieșit, poți să pui multe. Știi? Care iese așa, să l-am acoperim cu... E ok, frumos. Astea o să le punem cu dare, galbune. Punem, da, pe alea putem să le împășurăm. Deci astea, dar nu mai pune. O mai pune pe unul. Lasă și unul așa, ăsta e foarte frumos, lasă-l așa. Da, respectul la care... De fapt, lasă-i pe astea, nu lasă-le așa, galbune. Și pun pe unul ăsta verde. Pune pe un verde, da. Da. Păi cel mai verde. Ăla cel mai verde, da? Da. Și spun pe două, la față, da. Așa, deci vreau să te întreb... Vreau să mă întreb ce, care dintre melodii cred eu... Băi, cum să zic, se leagă atât de mult, se leagă unele cu altele, că știi cum a fost, îți vin cumva dintre ei, nu o să poți să creezi așa ceva, fără să cumva să experimentezi din chestia aia, știi? Primul, n-are, să zic că primul meu song, ăla, Missing You, n-are legătură cu... ceva animat, să fie ceva, mi s-a părut să vină vară, să fie, visam eu așa un mini hit de vară, să poți să stai cu un suc rece pe plajă și să-l ascult și să fie ok, știi? Aici un pic mai trist, așa de mult, zic eu. A, eu sunt un pic ofire, așa, e greu, trebuie să le faci un pic și cum simți, dar nu poți să faci totul. Muzica, părerea de mea... De exemplu, cum simți tu că ar trebui să fie făcut ouă sau de gâscă? Ce culoare? Albastru, mi se pare, dar nu vreau mai ca... Verde, s-ar putea să iasă verde, îl bagă verde? Mi se pare că ești urât aia, dar vreau să văd de tot. Mi-a plăcut, ai scos unul albastru. Acum, ce culoare era asta când l-ai băgat? Albastru. Nu, bun, de ce să bagi? Verde? Portocaliu. Și a ieșit așa? Și ăsta cred că e de la verde. Da, aia de ăsta am văzut ăsta albă, trebuie să iasă. Da, o trebuie să iasă. Dar cred că o să iasă și verde. Ăla ce culoare mai e, ce culoare? Nu știu de ce ești așa. Și vorbeam despre ouă, de unde vine tradiția, am spus deja. Știi că pe lângă faptul că vine din antichitate, creștinii când au adoptat au făcut și niște legende, de exemplu ouăle roșii spun legendele că s-ar fi dus Maica Domnului, Jesus Mother, s-ar fi dus cu un coș de ouă să îndublece soldații, să, soldații romani să fie mai blânzi cu Iisus și a pus coșul de ouă lângă cruce, de unde s-a scurs sânge din rânile lui Iisus pe ouăle respective și de aici tradiția că ouăle reprezintă și sângele Mântuitorului. Bine, acum dacă stai și o luăm așa un pic filozofic, părerea mea e că ouăle sunt, nu sunt creștine de nicio culoare, sunt mai mult vin într-o perioadă totemică, a credințelor totemice, animiste, poate, unde oamenii se închinau la pietre, la tot felul de obiecte produse animale și așa mai departe. Nu cred că au treabă neapărat creștini. Da, dar zic este că s-a împrumutat de atunci, da, e vine de acolo și da, nu este. De exemplu, uite, în Occident, în partea asta de Anglia, Spania, Italia, s-a cam pierdut. La noi s-a păstrat și chiar s-a dezvoltat, la noi s-a dezvoltat o altă, o condeie, ouă, prin Maramureș, prin... Ai văzut ce frumos de păr cu... Da, la noi, de fapt noi acum nu condeie ouă, la noi în Dâmbovița, în special de unde provenim, și la Găiești nu sunt condeiați ouă. Nu. În cel mai acasă se făcea o chestie, o curge cu cear, cu lugunarea prinsă, făceai și când ne băgai la vopsit... Că mai puneau frunze. Sau frunze, da, dar în condeierea ouăle la noi nu se practică, să fim serios. Și asta e cu sticăre, cum știi, astea sunt chestii care nu sunt de la noi. Deci noi acum cum le facem, probabil că unii ori să râdă. Ia uite, băi, și pe ăștia, știi, dacă cineva din Maramureș bătaie de joc sau știi, dar nu e așa, nu facem. Face, și bine, așa cred că fac toți noi, mai ales că noi suntem în diaspora. De fapt, haideți să vă spun, mie, eu nu mă consider diaspora. Eu nu mă consider niciodată, deci nu m-am considerat niciodată în diaspora. Eu practic sunt un refugiat. Un refugiat, aș putea spune chiar politic, dar poate că e puțin prea mult, dar sunt un refugiat
dintr-o țară care mi-a refuzat de mai multe ori drepturile. Și atunci, diaspora înseamnă când te muți, practic, de bunăvoie. Eu nu am vrut să mă mut în țară, eu nu am vrut să mă mut în România. Deci eu sunt refugiat. Eu am fugit de acolo, pentru că condițiile pe care statul român mi le oferea la momentul respectiv, eu nu vorbesc acum de toată lumea, pe care mi le oferea mie, nu coincideau cu standardele mele de viață. La fel ca și cum te-ai aflat într-un război, da. Și trebuie să te muți în altă țară, pentru că în țara respectivă nu mai sunt condiții clinice de a trăi la standardele pe care tu ți le propui, ți le... Da, le aștepți. Da. Deci, oamenii din diaspora, pentru că eu sunt refugiat, eu nu mă consider diaspora, dar fac parte legal în diaspora, cam asta fac. Nu cred că stă cineva să mai încondeze ouă aici. Aici noi încercăm și noi să fim cât mai aproape de tradițiile românești, să fim cât mai aproape de România. Uite, azi am fost, mi-am cumpărat miel. Ceva mai târziu, emisiunea asta nu o să dureze foarte mult, cu ouă, o să mai scurtăm. Așa, o să facem, o să prepar carnea de miel, o să preparăm salată de dop. Deci cam ce facem noi de obicei? Să arătăm un pic mai târziu, să facem. Da, dar ce facem noi de fapt românul în diaspora, cam ce gătește el? Nu e diferit de ceea ce se întâmplă în România, bănuiesc. Restul depinde fiecare. Bine, unii mai fac, ai văzut cu ciuperci, ouă umplute, nu știu ce chestii din astea cu maionez, dar tot în general mâncare grea bazată pe ouă, pe că și salata de bote. Salata e grea, cum ai așa, pe miel, drogul de miel iară, conține ouă, eu nu știu, e o chestie cu ouă totuși. Am impresia că vine și din partea asta medicală, după o perioadă de bine, de post, de iarnă, de lipsă, de soare, de nu știu, cred că ouă ajută, mântărește, da. Da, acum să-l ascultăm și pe Vladimir. Că am pus sticle cu multă ouă și nu mai știu ce să... A, nu mai știi? Păi alea nu mai pus strâmb, nicio problemă. Să știi că ăsta n-a ieșit. Îl lăsăm așa? Ia, băi, că îl lasă, arată super! Așa, așa, stai să-i face la lăsă ca aici. Mai lasă un pic, poate să mai face. Eu cred că trebuia spălat un pic mai bine. Uite, se vede urma de la buretă. Pe Vladimir l-am frecat foarte mult, l-am frecat. Înseamnă că e foarte gras, e foarte gras. Bine, mie place. Dar mă întreba Vladimir de ce așa, de trebuia. Așa, deci că cam asta se întâmplă în diaspora. O trăiește... Nu ai ce să-i mai pasă, are și tapa mai mult dată aici. Poate să o încălzești și să o pui la piept un pic. Da. Mai mult de atât, nu ai ce să faci, pentru că e și limitat din punct de vedere al resurselor. Găsești până la magazinele astea românești, poloneze. Noi avem și aici în Cramul magazinul. Da, avem. Românesc. Avem și magazine poloneze care au produse românești. Și mai găsim, dar nu găsești exact tot ce vrei. Nu găsești. Oricum, din partea mea, adică în ceea ce mă privește, nu din partea mea, e greșit spus din partea mea, cam asta făceam și la Găiești. Nu făceam mare lucru în afară de ce facem aici, nu, Andrei? Nu, poate erau mai mulți oameni aici. Da. Mai puțin vizitatori, mai ales acum, nu mai zic de lockdown, dar și înainte, dar nu ai aceleași oportunități. Ideal e când vopsești două să ai ouă albe. Da, asta e. Dar astea, uitați să spunem, uite. Toate ouăle pe care noi le vopsim acum sunt producție proprie. Da. Nu producție proprie, că nu poate. Dar da, sunt din ograda noastră, de la cele trei găini de care v-am povestit la trecută. Nu, de la puște. Apropo de ouă verde. Deci ouul ăsta verde e cel mai sănătos ou. M-am documentat pe internet, nu e ou de găină mai sănătos decât ouul ăsta, nu există. Deci ăsta e cel mai sănătos ou. Țineți minte, luați-vă găini care fac ouă verzi, căutați pe internet și schimbați-le pe toate cu... Dacă vreți să luați găini, nu-ți pretenții, da. Pentru cei care stau la curte, cei care stau la curte și au găini, că în România, tati, majoritatea au găini, cei care stau la curte, știi? Și atunci e păcat. De ce să mănânci un ou sănătos? Că e mai micus, într-adevăr, e mai... Dar... Ăsta e ou, uite. Nici nu mai trebuie pus. Mănâncești? Mănâncești? Da. Ok. Da, pe care vrei. Hai să mai spunem. Trebuie și uriți ușa. Și după aia să-l arăți la oameni. Îl pun de ăsta de... Dacă e uți, să știi că o să-l iei. Să
știți că nu mai avem oricum obsitul. Am fost la cumpărături pentru Paște. Am făcut ceva cumpărături, dar azi am fost și am cumpărat un pic de carne de miel. N-am să vă arăt acum, nu are nicio importanță asta. Și niște chestii pentru salata de băf. Adică maioneză, măsline, ce mai rămăsese de ieri. Eram cumpărat gogoșari de la magazinul românesc. De fapt, polonez. Așa, și acum aștept să se deschidă. Aici o să vă arăt într-o secundă. Problema e că nu am monede să-mi plătesc parcarea. Ca orice român, stau aici până... Dacă apare omul cu parcările, o tai. Așa. Și aștept aici orașul, în centrul orașului, aici centrul orașului, de fapt. Și aștept să se deschidă magazinul, se deschide la 10. E 10 fără un sfert. E vorba de ce magazin. Vreau să fac o surpriză soției mele. Verighetele noastre de nuntă au rămas mici. Și acum, ca o surpriză de Paște, am fost și le-am dat la... L-am modificat. Așa, și aștept să deschidă magazinul. Imediat cum se deschide magazinul, am să vă arăt verighetele, să vedeți cum arată. Ne vedem în câteva secunde. Hello again. Hey. Hello, Lati. Come and show us how you've done this. I've done this wrong. Ah, apropo, că am făcut filmulețul cu verighetele astea, să n-am mai avut timp să filmez magazinul, dar i-am făcut surpriza Andrei. Da. Le-am modificat, o să le punem la mâini, dar nu le-am pus acum din cauza obsesiei. Nu să le obsesiei chiar. Nu, vrei banii, super. Uite, du-te acolo. Ia, deci zilele astea cum se pun? Se pun pe ou, așa? Da, dar haide să le uităm aproape. Lucrări sec. Să vezi ce repede se face ăsta. Deci sunt niște sticăre, așa. Și le pui pe ou și trebuie să iese așa. Ia. Se bagă pe ou. Hai să punem în lingură. Pune-te în lingură, bagi în apă foarte fierbinte. Uite. Hop, magie. Gata. Și imediat trebuie să ai grijă să se lipească peste tot și vrei să vezi ce a ieșit? Stai să vezi. Ta-da! Hello! Dar l-am spus mai celele vopsite? Așa, da, și le băgăm în vopsea. Oh. Asta nu-i vopsit. Păi da, se va vopsi și etică. Nu neapărat, uite. Uite, pune-ți ăsta. Deci ăla culoare, vrei? Stai puțin. There's so many red eggs. Uite, păi pasta putem să le punem aici. Ia vezi. Oh, iese vopseaua. Uite, aici e roșu. Uite, am făcut roșu, galben și albastru. Ce e roșu, galben și albastru? Romanian fern. Bravo. Da. Da? E frumos România, da? Să vă spun, am foarte mult. Uite, măcar a fost cel mai apreciate. Am avut... Missing View are multe vizualizări. A fost și făcut primul și a avut mai timp să se uite și așa. Dar sună și sună destul de bine. Așa, după care... Time este... A fost foarte apreciat. Este mai mult despre cum... Nu trebuie să lăsăm timpul să... Dar tu transmiți și mesaj sau... Transmit mesaj, da. Transmit așa cum le percep eu, așa cum am simțit eu, mai ales în perioada asta. E vorba decât de mesaj sau și muzică și... În principal, muzica la fel, e cum am simțit eu că trebuie să sune, bineînțeles. După ce fac negativele, să știi că depinde. Uite, pe unele le-am făcut... Cum să spun, am avut deja niște texte pe care le-am scris mai de mult și după ce am făcut negativul, au sunat foarte bine și textele respective și le-am unit, ca să zic așa. Pe altele, la altele n-am avut text, dar după ce am făcut negativul, uite, vorbeam despre Time, a sunat foarte melancolic și mi s-a părut că a trebuit să transmit cumva mesajul ăsta, că așa cum spune și textul, este și prietenul nostru și inamicul nostru numărul în timpul, pentru că niciodată nu de ajuns.
Știi că mai ales eu am problemă cu asta. Mereu mi se pare că nu-i destul timp. Nu. Așa este timpul. Știi, nu... Aș vrea mai dar mult. Dar nu ți se pare că s-a scurtat timpul? Mie da, așa am simțit, da, și de-aia am și făcut. Și toți zic, că toți sunt de aceeași părere, că nu mai e la fel de mult timp cum era înainte. Nu știu de unde l-aveam, că bănuiesc că tot ăsta era, dar cumva presiunea asta, stresul care e pus pe noi în ziua de azi, cum să faci cât mai multe, să nu mai... Să reușești. Dom'le, da, nu știu, e așa un stres să... Cine a făcut mai mult, cine a făcut mai bine, așa, și asta te presează foarte mult. Că... Dar nu trebuie să lăsăm, știi cumva, mesajul este, așa cum l-am perceput eu, nu mai lăsa pe mâine, nu mai lăsa pe mâine, pe mai târziu, dom'le, vreau să fac asta, fă așa cum poți la momentul respectiv. Cum zice un clasic în viață, nu lăsa pe mâine ce poți face ieri. We said we're not waxing those ones. That's all right. It's okay. Înțelegi? Da. Nu lăsa pe mâine. Ce poți face ieri? Fix așa, ce ne zicea? Un clasic în viață pe numele lui Uzi. I have an idea. Put this somewhere else. I have an idea. I'm gonna make this art. Okay. This is gonna make it art, you know how? Perfecto. Oh. Be careful not to make it art on the table. It's already stuff on the table. What? Ah, Vladimir face și artă. Într-o zi o să fac o emisiune și cu Vladimir. Da, trebuie să arătăm picturile, sigur. Picturile lui, da. Vezi, să ține familia un pic așa. Să leagă totul. Arta are mai multe aspecte. Deci și muzica parte din ea. Și... Now we need to destroy. Da, cam asta. Am avut time, am avut... O să mai vorbim despre asta, că o să mai avem de gătit. Ce credeți? Doar am făcut ouăle. Acum ar trebui să arătăm la cameră cine a ieșit. Hai să vedem ce a ieșit. Why do I put this? It has paint on it. De ce ai lăsat doar unul aici? L-am greșit. Pune-l aici, că nu am apasă aici. Am lăsat un tot singur acolo. Nu, lasă-l aici, aduc camera. Da, o să mai ieși așa. Hai să facem așa. It has paint on it. Put it on the table, it'll dry up. Pune-l acolo. Uite aici, vizionare. Despre asta e emisiunea asta, despre cum să faci treabă în timp ce ai și un dialog constructiv. La sfârșit, crezi că, apropo de timp, că dacă știi cum să-l învingi, dacă știi cum să îți împarți timpul, s-ar putea să fii surprins și să vezi că în cel mai mult timp îți ajunge. Eu sper, adică, da. Adică noi prea am intrat într-o criză din asta de timp. Toată lumea, poate și datorită informației care te bombardează peste tot, poate și datorită faptului că vezi cum lucrurile se petrec foarte repede, îți dă impresia că nu mai ai timp. Avem timp. Avem timp și dacă vreți să faceți un exercițiu al timpului, mergeți la Octavian Paler. Iar acolo să vedeți că aveți timp și toți avem timp. Sau dacă nu, la partea ecleziastică din Biblie. Și cu asta te rog să aveți ce am făcut și o să zic la revedere deocamdată și ne reîntâlnim cu partea de gătit mâncare, propriu zis. Asta a fost doar partea cu nu, partea ornamentală. Și scot. Și acum imediat o scot eu. Și urmează partea cu mielul și cu... Okay. Nu cred că o să fac cu salata, cu toată lumea știu salata. Salata e salata, da. Mai o secundă, asta e. Dacă vrei că tu știi cum să vezi. Mai filmează, da? Da. Deci cam asta a ieșit. Ok, da, bun, ia să vedem. Ha, uite și iepurașul și smiley-ul. Ce bine arată cele din... Hello again! Hello! Așa că ne-am întors cu preparatul sarmalelor și a salatei. De băf nu e nimic special, avem aici carnea. Și aici deja Vladi a început să împacheteze la sarmale. Cum e, Vladi? Te descurci cu împachetatul? Da. Se descurcă, e bine. Doar tu să faci asta pentru mine. Așa, da, o să fac eu aia pentru tine. Așa, ce vreau să zic,
este că, un pic mai jos, că am așa. Așa, se vede toată lumea. Uite și cu Andreea, avem și Andreea, toată lumea, toată echipa e pregătită. Așa, mi-am schimbat și o cămașă, mi-am pus cămașa asta nou-nouță. Stai să vin cu un tău castrat. Așa, deci carnea, acum am preparat carnea, e carne tocată de porc. Așa, asta e varză murată, am găsit la pachet de la magazin. Uite-mă, asta e bună, Vali. Așa, deci carnea, am călit 3 cepe, le-am tocat mărunt. Da. Am călit 3 cepe. 1 kg jumătate de carne. După ce am călit ceapa, am pus carnea. Am adăugat orez, condimente pentru sarmale, fiecare ce fel de condimente îi plac. Eu am pus cu piper, cu cimbrișor, cu condimente speciale pentru sarmale, de astea se găsesc în comerț. Și sare, bineînțeles, după gust. Am spălat frunzele de varză. Și acum sunt gata de preparat. Le punem în oală, după care le fierbem. Foarte bine. Uite. Eu îi prepar frunzele lui Vladi. Iar în partea asta, Andreea o să... Asta nu e bună, nu repar. Îl repar eu asta. A fost prea micuță. În partea aceasta, Andreea o să facă salată, da. Uite, tata, bun, e mai pierdut așa. Frunzele nu sunt perfecte. Dar uite așa, păstrăm tradiția și o dăm pe mai departe. Învățim și pe copii să facă sarmale. Și atunci ce înseamnă? Cu prima zi. Zici și atâta tu și frumos. Ah, ok. Nu știu, asta în loc de să zici, să zic că ești sponsor. Nu știu eu cum. Nu zici că ești sponsor, zici că ai faci un șapte tata o lui. Și atât tu zici că o să-ți spune. Mmm. Baza asta e foarte bună. Ce vă place cel mai mult din masa asta ce pregătim? Cel mai mult mie o să-mi placă salata de vâf care este specială de anul ăsta. Da? Nu mai este așa randomly. Ordinară. Dar și că am trebuit până la urmă, da, fac așa sprinkle. Alea, să mori eu. Ce ai să zici de ordinar? Cuvântul ordinar nu e un cuvânt chiar atât de rău. Ordinar? Depinde cum îl folosești. Nu trebuie cum îl folosești. Dacă ești cineva ordinar, nu e o jignire. Dacă ești comun, ești. Ordinar, da, ești. Da, nu așa cum dai și bine? Da. E mai bine decât dacă zice animalule. De fapt, nu se știe ce animale, ce e așa o jingură, ce animal. Animalele sunt super tari. Sunt drăguțe. Da. Câteva sunt drăguțe, câteva sunt... Tu cum ai vrea să fii chemat, Vlad? Animalule sau ordinarule? Adică nu ai vrea niciunul, da. Dintre cele două, care ar fi mai... Animăluțule? De ce primim aici câteva sunt animăluțule? Asta ți-ai filmate sau nu știi așa? O lăsit așa. Da? Avem așa. Dar să nu uiți să pui carne în ele, da? Să nu iasă sarmale fără carne. Da. Deci le fac așa. Gata, pe, și la, pe margini... Știți ce ați vrea eu după ce mâncăm ăsta și se termină ăla? Da. Ce n-am mai ascultat noi de mult timp familia așa? Ce? Welcome to the zoo! Pe ce ascultăm? Da, poți să șerp predorent dacă se place. Ți-a plăcut să lucrezi la ăla? A fost frumos? A fost cam fapt. Nu mai au vorba. Mi-a și plăcut Vlad is Beat. Și Vlad is Beat? Păi am uitat să vă spunem că acolo pe canal la noi, team song-ul de la channelul nostru este creat de Vladimir. De nu să mușcă în asta acum. Acum vrei să mușc pe lui, gata. Da, nu-i făcut de mamele, făcut de Vladimir. Eu știu că nu fac așa. Îți place, mami, ce faci acolo? Mhm. Ei, îi face sac să amare. Da? Da. Ai mai făcut și-o de dată? Da, mă. Am făcut, de-a vreie fac. Da? De-a vreie așa cu Vladimir. Ai, ce bine, băiețelul, sarmalagiu, micuț. Îți place și să le mănânci? Da.
Când erai mai micuț, mâncai decât carnea din interior. Da, că mi făcea fain din sau. Da? Da, e probabil. Acum nu te mai deranjează nici sau. Nu, îmi place sau. Îți place acum? Da. Nu vezi, mănânc Dana, sau îl faci. Da, am văzut, da. Asta zic. Asta nu cred că trebuie să fac așa, nu cred. Cam mare. Daddy, am o salată mare. Piesele se lasă mare. Da, ți-am promis că băgăm ăla, pe aia m-am oprit. O fac așa să o vezi. Cred că poți să o faci așa. Eu am fost după condimente. O să fac așa? Am fost după condimente. Ai fost după condimente? Hei, ține când tageți, spune ce. Da, de ce fac așa, nu? Da, da, avem nevoie de... Păi de Duffy, am cam acolo câteva așa. La mișcă. Am fost să-l urmăriți la asta. Nici nu prea mai avem. Dar poți să-l cânta orice. Dar știi că o salată de băf se face și cu... De fapt, original e cu carne. Cu da, carne de vită. Da. Cu carne de vită, fiartă, da. De pui, am văzut de pui de vită. Nu, nu, se face cu carne. De ce original e cu carne de vită? Băf. Băf de la ce vin? Crezi că vine de la beef? Nu. Ah, ok. Dar știu că se face cu carne. Nu știu de la ce vine, practic. Ce înseamnă băf în francez? Nu știu, dacă știe cineva să ne scrie acolo sub video. Ce înseamnă băf în francez? Comment down below what beef is in English. Beef means, Dar poate zice salată de beef. The spelling for beef is B-E-U-F. Da? It's B-E... Cum e tati? B-E-U-F? Da. B-E-U-F. Beef. On my homework, we wrote B-O-U-F. Da, B-O, nu B-U. Hei, are dreptate. In your homework? Mm. You wrote B-O-U-F, yeah. Remember the kitchen thing? Mm. Salată de beef. We put both salads in it. See? And you put B-O-U-F. Okay, so we don't know the spelling either, exactly. B-O? U-F. B? B-O-E-U. You from B-O-E-U. You didn't put the E. B-O? E-U-F? Yeah, you didn't put the E in. You put B-O-U-F. I don't know. Ah, oricum nu știa nimeni ce vorbești acolo, pe zi ziua. But I don't know, what did you do? What kind of one? No, it was a cookbook, school cookbook. Ah, când a pus salata acolo, când... You put both salads and you wrote B-O-U. Bef, beu. I don't know. Cum se scrie, băi? Care știi, scrieți acolo sub cum se scrie salată de bœuf și de unde vine bœuf. Vrem și noi să știm că o mâncăm de când suntem. Vine din limba franceză, o știu sigur. Da, din franceză, dar ce înseamnă? Bo. Bo înseamnă? Nelly. It looks nice. Nelly, it's a really small one. Google says, so for example, you look for something and you misspell it. It'll say, did you mean this? It corrects you. But they won't know that if that's what they mean because they're gonna get it off. They don't know when they'll see the image, you know. You attach. Salad beef. Salad beef. Salata de beef, huh? No ingredients. Și din salată de beef, noi am transformat în salată de vegetale. Nu știu, noi făceau la noi, ai noștri făceau cu pui. Eu sincer cred, în moment ce mănânci atâtea cărnuri, ai și salată. Uite, traduce. Vită, ți-ai zis că vită, să nu că știam, da. Am învățat când eram mic la școală. Da. La franceză intensiv, la doamna Nițescu. E logic să faci și fără carne, pentru că deja e foarte multă carne. În sarmale, faci grătar, faci miel, faci nu știu ce... Da. Mi se pare la că... La noastră e mai de reven... Revelion. Mai de revenire, așa mai. Că sunt de revelion. Da. Asta e și cu femeile, nu pot deschizi bine acolo, că te completează. Și greșit. Da, și ea zic greșit. Asta e și când nu spui un cuvânt până la capăt. Spune-l să auzim și noi. Păi mașina zice revenire sau revenelă. Nu, doamne, dacă e, ne corectează ai noștri aici. Să ne scrie sub acolo. Care treaba? Bă, dar chiar vreau să zic chestia asta. Știi că, uite, când am pus primul video, da?
Mi-a zis cineva că ce ai făcut o gană, te-ai mândrit de engleză la ură? De ce a spus așa? Ai vorbit prea mult de engleză? Nu, am încercat. De unde dacă știu engleză? De cât de engleză? Știu acolo cât pot. Dar problema e că așa se vorbește, ce sunt diaspora, așa se vorbește. Dacă stai în Italia, dar noi vorbim amestecat. Dar eu sunt italiană. Dar ce ceva greșit, e frumos. Dacă stai în Anglia, vorbești cu influența englezești. Taie o să taie. Poate că te murdărezi, dar nu mi-aduc aminte, uite, să ne mai fie mult dată la video de aceea. A, nu, că am, cum să nu, am zis și noi. Dar nu, n-am zis cum curăul, dar a fost o glumă. Aaa. Foarte bine că a zis, ca să poți să explic. Așa se întâmplă. Așa se vorbește, când ești în afară, nu poți să mai vorbești pur românește. Ai copilul care e la școală de engleză, vorbește azi eu engleză. Nu mai pune cartofi în aia, ajunge, spre amulții. Da, da. Okay. Dar chiar am pus-o, da. Trebuie oprit, trebuie să aduc următoarele, trebuie să aduc... Să deschizi de asta. Din partea de acolo. Zi, murăturile. Așa, ai văzut când mai veneau prieteni de Italia sau de nu unde aveau și un pic de acțiune. Da, ce mă enervau, pe mine mă enervau, că dacă fac din avinț, dar acum înțeleg perfect. Ia uite, bă, frate, bă, s-a uitat, a plecat de 5 luni și a uitat românește. Chiar mă enervau la culme, știi? Da. După care am venit aici și mi-am dat seama că așa se întâmplă, n-ai ce să faci. Mai bagi un sinonim, mai... Plus că dacă nu comunici foarte mult în limba natală, chiar începi să mai uiți. Pierzi multe chestii. Pierzi. Numai... Și pentru salată de bof noi folosim cartofi, morcovi, castraveți, gogoșari murați. Și... Punem acum și ardei copt care-i dă un special, măsline negre. Muștar, maioneză, au în Anglia o maioneză foarte bună, nu știu dacă poate să vedeți și mai aici, ca să scurg zeamă. Da, păi da, adu-mi aia, strecurătoarea și pun-o și le punem direct în strecurătoare. Da, e bine. Așa și... mazăre, câteodată, astăzi nu o să punem mazăre, astăzi o să punem un mix de legume. Legume congelate, se găsesc la orice supermarket. Le fierbem și le adăugăm aici. Cred că ați folosit voi, sau aduc pe asta cu legumele. Aia cu legumele, sigur. Deci pui legumele... Pun aici deasupra la castron, că nu ai nimic. Pun aici deasupra la castron. Așa? Da. Hai, pune legumele. Astea sunt legumele. Cu porumb. Da, foarte bine. Da. Porumb, un pic de fasole verde. O facem așa, mai specială. Are și un pic de fasole din asta, kidney beans. Fasole negru. Facem mai specială. Ceva mai multă culoare decât de obicei. Hello, welcome back. Welcome back. Deci noi suntem aproape gata. Aici avem murăturile, ardei cop și gogoșar. Aici avem legume fierte cu morcovi și cartofi. Astăzi i-am dat așa o culoare. De obicei nu punem. Așa, Vladimir se ocupă de sarmale. Sarmalagiu șef. Așa. Imediat ți-aduc frunze de varză, Vlad. Asta a făcut eu. Aia a făcut Vlad. Toată oala asta e făcută de el. Arată foarte bine. Adăugăm bulionul. Deci cam așa arată, cam asta este ceea ce a făcut Vladimir până acum. Da? Le punem la fiert imediat. Iar aici avem salata. Salata, Andreea, tocmai ce a făcut un amestec de maioneză cu muștar dulce. Și tu ce ai făcut? El a făcut de data aici. Mi-am dat instrucțiuni. Așa și... Ardei, gogoșari, ardei copți, gogoșari murați, legume, un mix din alea de legume, de toate, cum am arătat mai devreme. Am pus mash and peas, mazăre, o
măslinele. Ce mai am aici? Am pus pui de literal, sare, muștar, maioneză. Ne amestecăm bine, 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 bine. Și cam atât. Vedem ce aici metezi. Ia! Dacă îmbătrânesc, mai pot să iubesc. Auzi, iubi una, iubi două, iubi 49. Focul e aproape gata. La fel și carafa mea. A doua zi de Paște, de obicei să bea vin roșu. Vin roșu. Dar noi nouă nu prea ne place vinul roșu, așa că o să bem vin alb. Nu foarte mult, dar câteva măsuri pe zi, se spune Organizația Mondială a Sănătății. Nu trecem măsura. Niciodată, nu-i așa, dar adică nu trecem măsura. Flamingo. Flamingo body. Imediat o să-ți vine și drink-ul tău. Și astăzi o să facem grătarul, așa cum v-am povestit. Ia zi, tati, ce a fost? Ieri știi că... Deci ieri am filmat prima parte despre cum se înroșesc ouăle de Paște și de ce. Și a fost o eroare pe cameră și nu s-a salvat filmarea respectivă. Oh. Vecinii. La ei nu-i Paștele azi. Zi, tati. Unde revoțeze? La ouă, de ce se vopsesc? Vă spuneam ieri că de fapt vine dintr-o perioadă precreștină și creștinii au preluat asta, de la chinezi, mai precis, care îi vopseau ouă și sărbătoreau prin asta, de fapt, venirea primăverii, sărbătoreau prosperitatea, asta simbolizau, de fapt, ouăle, nu neapărat înroșite, cât vopsite, încondeate. Spuneam că la noi, în sud, la Găiești, de unde vin eu, de lângă Târgoviște, nu se încondează, ouă se vopsesc. Și de obicei se fac roșii, nu toate culorile. Noi am făcut și verzi și albastri, pentru că e așa, o de-asta de culoare. E frumos și pentru copii. Uite, Vladimir cel mai mult, îi place mai mult Paștele românesc decât Paștele englezesc, nu, tati? Da, că pictăm ouă și ne pictăm. Cum să zic mai tare? Da, că ne ciocnim și ne pictăm. Și îți place când ciocnim ouă, nu? Da, mi-e place când ciocnim ouă. E ca un contest, așa? Da. Și mie îmi plăcea când eram mic, cel mai mult. Da. Și acum îmi place. Dar îmi place să câștig. Îmi place să câștig mereu. Uite, grătarul e aproape gata. Mă rog, cărbunii sunt aproape gata, grătarul nu-i gata. Dar și la o să fie gata foarte repede, pentru că nu avem foarte mult. Așa cum vă spuneam, nu mai faceți risipă. În Africa se moare de foală. Nu-i așa, Davi? Sau în anumite țări. Iar noi facem un grătar și aruncăm mai mult de jumate. Nu, puneți acolo, mai bine să mai... Să mai fie nevoie să mai... Adică să zici mai vroiam. Și să nu mai fie decât să arunci. Nu-i mai bine, tati? Oricum mâncăm foarte mult. Asta e învățătura mea. Nu sunt stare să învăț eu academicieni, să-l învăț pe Pleșu sau pe Liceanu sau pe... Dar probabil că sunt oameni care au ce învăța de la mine, câțiva ăia. Iar eu, la rândul meu, am ce învăța de la alții. Întotdeauna avem de învățat. Nu trebuie să fii academician ca să... nu să dai lecții, dar să dai sfaturi. Poți da sfaturi, iar sfaturile respective se prinde la un anumit public. Tocmai, dacă vă întrebați de ce fac chestia asta, o fac pentru că vreau să contribui la îmbunătățirea societății. Oamenii să simtă bine, să facă grătar, să stea în familie, să bea, dar nu peste măsură, să împrăștie bunătate în jurul lor.
și căldură. Nu așa, tati? Vladimir e un copil foarte blând, foarte bun. A luat multe premii la școală pentru kindness. 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 Ia povestește, tati, tu la cameră. Cum zicea mama aia când a venit maica mea aici în Anglia și Vladimir o învăța engleză, de ce râdea ea când ziceai picior în engleză? Piciorul în engleză se zice foot și mama a crezut că piciorul în engleză se zice foot și mama în engleză a crezut că am înjurat în lume. Nu mai zi mamaie, da și mamaie, nu mai zi așa. Nu mai zi. Nu e frumos. Da, nu e frumos. Voi doi dormați în altă cameră și da. Învățăm mamaie. Da, Vladimir o învăța engleză pe mamaie. Și zicea să nu mai zic așa că în jur în română. Dar tu nu știai ce zic în română. Da. Nici acum nu știi. Voi mai ziceți în față în România. Voi mai ziceți. Ce? În jurături în română? Nu e adevărat, tati, niciodată nu înjuram. Voi mai ziceți. Da. Așa e, și nu e bine că zicem, nu? Așa cum o spuneam, micii sunt din ăștia din comerț, congelați, că n-ai de unde să-i proaspeți aici. De obicei e bine să-i decongelezi un pic înainte și să-i pui decongelați. Și arată foarte bine, niște mici foarte bine. Îmi plac foarte mult micii de la compania asta. Am încercat și alții și n-am fost la fel de mulțumit. Așa, și carnea de miel pe care v-am arătat-o mai devreme. Asta este carnea. Da? Dintr-o pulpă am dezosat-o și am condimentat-o. O să fie extraordinar, e foarte bun. Afară, e sau? Din vreo se cade. Da? Cred că da. Ai, desfăcu micii. Da. Îți dau voie afară? Sunt direct amici, dacă vrei să mă. Pisica, e pisica noastră, Timi, care vrea afară. Direct amic, vezi? Nu are voie aici, știe că nu are voie, că o bat. Pleacă de aici. De fapt nu o bat, o cert. N-ai voie? Acum vreau pisoi afară, uite. Uite-mi până nu-i pisoi, uite pe mine. Vreau pisoi afară, tati. Nu-mi timi, nu? Vreau pisoi afară. Hai, Timi, vreau aici, vino să dau, hai, pisoi. Lasă-i înăuntru acolo, că-s mai... Stau mai bine acolo. Să mai punem niște ceai din ăsta. Ceai de struguri. Și cu apă ca macedonenii. 3 sferturi vin, nu, invers. Un sfert vin, 3 sferturi apă. Așa beau macedonenii sau greci înainte să plece la război. Înainte. O seară înainte. Cât să-i amețească, dar să nu-i îmbete. Să nu-i fie rău a doua zi. De-aia să bea șpriță. Așa. Așa că șprițul nu-i vine din germană. Vine din antichitate, de la greci. Dacă aveți altă impresie. Nu germanii au inventat tot. N-a făcut chinezii tot. Totul zice made in China. Păi acum da, totul e made in China.
Ai observat și tu asta, nu? Da, pentru că e nimic, nu primei dintr-un. De ce oare? A? De ce crezi? Că are cel mai mult surprise în casă. Și foarte mulți oameni care se muncească. Da. Iau-ți-o. Da, Andreea, chiar ia un scaun să mai ne povestești. Ce să ce să cam am aproape în concluzionată, am făcut prin el un pic, hai că mai vorbim un pic așa, cum mai care fir de acolo? Da, avem uite, un scaun. Da. Unde să-l pun eu să nu mă spun pe fapt de la păi nu durează mult, în 5 minute. Tati. Da. Care fir de acolo este planta? Care fir e planta? Da. Eu nu am. Nu, asta nu s-a prins. Ia, avem aici un... Dacă vrea Vladi să facă schimb cu mine. Nu, poate și-a Vladi un scaun mic de acolo. Da? Și să uiți. Și stai unul aici, da. Da. Și eu la soară un pic. Da, dar poate regalăția acolo? Ia uite ea. Da, le miroase. Acolo da, nu? Păi ce micuț, așa mănânc. Oh. Aici, mă. E cald acolo, nu? Aici e greenhouse-ul nostru. Avem și prieten, nu? Da, flamingo. Tati, ia sucul ăsta de aici, că mi se face rău. Glumesc. Da, glumesc. Acum, Andreea, ne-am mai oprit și noi din a mânca 540 de mici la un prânz. Am ajuns undeva la, la capătul răbdării. Cu micii noștri, da. Se lasă seara că nu l-am... Be a hummingbird are un coment. Are un coment? Ce zice? Sami, a zis lovely song. Lovely song, thank you, Sam. În cetișor vine și cean, prin 172. Dar... O și mă știu. Cam asta, top 3 așa. Sunt asta, uite, primul e ăla, 549 years, missing you. Mariposa este postată de două ori, am pus, am scris-o prima oară, am postat-o și... Mi s-a tot spus că nu se aude foarte bine și am repostat-o de curând. Am 495 de view-uri prima oară și am încă 73 a doua oară postat. Înțelegi? Am Escape 358. Nu l-am promovat, dar cumva apare mereu Escape. Escape e un song, e un song bun. Da, foarte bun, să știi, care e influențe din astea electronice, e muzică... Da. Și ce e bun la ceva la care nu știu rău pot să aibă atâta, la fel, pentru care nu l-am mai... Nu cum am mai vorbit despre el, nu că l-am mai arătat și așa. Ce e că l-am pierdut? MD. Vreau să crezi, dar deja are 259. Despre... Uite-mă, eu pe ce poți să scrii mai despre lucruri frumoase, mai scrii și despre NVIDIA-uri și despre tot ce care sunt. NVIDIA-uri? Tot în care câțiva NVIDIA-uri. Can I run? Știi? Care vezi până te pierzi în lucru. Timi! Știi cum spun englezii long story short? Că mi-am ajutat chestia asta. Nu știu cât o să placă sau cât o să... Mie m-a ajutat în perioada asta foarte mult să, să rămâi, știi, cu încrederea de sine, să nu te lași bună, gata, și nu mai pot să ieși, și nu mai pot să fac aia, și nu mai pot să fac aia. Dar
ceva, fac ceva cu timpul tău să nu te pierzi. Știi, cumva să rămâi tu, biții. Sau dacă te schimbi, să te schimbi în ce vrei tu mai bine, știi? Am despre asta e vorba, n-am ce să o să, cum a zis Mihai data trecută, o să punem link-urile de sub și alegeți voi ce vreți să ascultați, că în rest, cred că arată mai bine de o mai altă mâncare asta, dar așteptăm să o mâncăm. Fiecare, Andreea, știi. Da, da. Cu gusturile sale, exact, muzică, exact. Problema e că muzica ta e un pic mai diferită așa, dacă unii o înțeleg, alții nu înțeleg. Da, eu nu înțeleg, pe mine m-am... La un moment dat va fi înțeleasă, eu am încredere că va fi înțeleasă, deci cine trebuie și... E și greu, știi, venit că... E greu pe viață, dar sunt în engleză. Dar cel puțin, cum ai zis tu, te ajută să... Mă ajută pe mine, da, foarte. Nu trebuie neapărat să ai un succes. Nu, asta mi-a... Adică n-ar fi rău să ai, dar... Atunci, asta îmi place, că te ajută să faci ceva ce îți place, cum ești tu cu handball-ul și... Da. Fiecare are o pasiune și să te lași așa dus de viață, doamne, că nu mai fac ce-mi place, că cum e Vladimir cu pictura și toată lumea are ceva. Un hobby, o pasiune, ceva o la bandalie, care... O pantalie, pantalie. Ceva la care e și cât de cât bunicel. Zic și eu că totuși sunt chiar și așa neînțelese de toată lumea. Sunt decente, nu deranjează foarte mult. Adică sunt acolo, ascultabile. Linie, eu chiar le ascult. Câteodată, da. Când sunt la servici, le pun în mașină și așa. Asta e. Face plăcere să le ascult. Adică nu fac ceva așa... E chiar muncesc care e acolo. Da, e o muncă care e greu să fie apreciată, pentru că oamenii de obicei, știi, vor, domnule, învățați cu nume din astea celebre. Da, nu. Când apare cineva, nu, indiferent cât de bun ar fi, nu e la fel de bun ca cea mai proastă melodie a lui a cunoscut. Corect, da, da. Păi am și așa o idee că dacă totuși cineva faimos deja cânta una din ele așa, din alea mai ascultate, cred că era deja ok. Ia, Davi. Și mănâncă. Lasă-mă pisica aici, că e pisica noastră. Dar sunt te ardă, ai grijă. Mă omorâ frumos. Așa că vă invităm pe toți să petreceți timp în familie mai mult. Exact asta mi-am spus și eu, uite. Asta-i spus? Da. Nu știu, n-a fost aici. Să nu mai risipim, să... Mai, da, să nu mai fim răi. Da, încercați să nu mai invidiați, nu vă mai gândiți la alții, gândiți-vă la voi, dar nu în sensul egoist. Gândiți-vă la voi și la cum să fie bine și pentru voi. Apropo de asta, știi că poate cineva zice, domnule, că ne expunem tot în treaba asta sau... Dar poți fi un model. Nu o să fii un model pentru cine știe academicieni sau oameni de cultură sau nu știu ce. Grătarul nu e chiar așa o chestie de cultură. Dar sunt anumite persoane, există o anumită categorie care nu se tăia ca model, dar poate lua ceva bun și de aici. Da. Cel puțin unitatea de familie sau asta liniștit. S-a cam pierdut. Doar în a discuta, doar să stai să discuți, să... O mâncare decentă, nu ceva extravagant. Pur și simplu, practic mâncarea e doar un motiv de a ne strânge în jurul a ceva. Nu este neapărat nevoia de hrană. Tocmai de aia nu e nimic opulent în a pune o bucată de carne pe grătar. Și niște mici cumpărați din comerț. Da. Dar asta e. Nu să vină Andrei Pleșu să se uite la emisiunea asta niciodată, probabil. Dar vor fi oameni care se vor uita cu drag și poate vor lua ceva bun. Pentru că piața e saturată și de lucruri rele. De bârfe, modele supărări, negative. Scandaluri, hai să fie ceva de rău și atunci să ne uităm că... Toate țoapele astea de apar la televizor și toți golanii ăștia, interlop și așa mai departe. Da, să mai vezi cum mai stă omul și în familie liniște. Și vede de treaba lui. Da, păi nu, ai văzut vreo emisiune cu familie? Nu mai balamuc, scandal, intrigi și așa mai departe. Frate, stai liniștit acolo. Nu cred că vrea cineva să trăiască în scandal. E prea, dar revenim la timp și la viața scurtă, nu are rost. Da. Trebuie să ți-l faci și dacă vrei să-l ai timpul, ți-l faci să-l ai, adică
Dacă stai și pierzi cu răutăți, rămâi așa. Dar nu o să-ți mai ajungi, nu înțeles. Concurența asta care a intervenit între oameni, care are mai mult, care face mai mult, care să arate mai mult. Astea sunt niște lucruri, după părerea mea, josnice sau neimportante. Nu mă interesează pe mine ce face altul, nu trebuie să intereseze pe nimeni. Nu ești mai fericit dacă altul se scoală flămând de la masă sau nu ești mai stătul dacă altul se scoală mai stătul decât tine. Tocmai despre asta e tot. Așa că arată foarte bine aici. Da, noi suntem gata cu grătarul. O să terminăm cu grătarul, o să terminăm și cu vorbăria. Ați mai aflat despre Andreea câte ceva? Despre noi? Bine, cel mai important fapt e că e soția mea. După aia e vedetă. Da. Eu, păi, așa am și devenit vedetă, de fapt. Că da. În primul rând, fiind așa și... noi terminăm într-o secundă cu grătarul, cam așa arată. Andreea, poți să-i duc camera? Da. Așa, le punem într-un bol și le servim cu muștar, cu usturoi. Nu mai, să-mi spui. Ce? Nu, de ce tragi de asta aici. Așa. Așa, deci, cam, să vedem. Cam ăsta este grătarul. Asta e bucata lui Timi. Are și o bucată? Da, ăsta este mielul. L-am făcut un pic mai mult pentru că l-am tăiat mai gros, dar dacă vedeți aici la, este exact cum trebuie. Mititei nu ne plac un pic mai moi, nu ne plac foarte bine făcuți. Unii preferă foarte bine, noi mâncăm mai moi așa. Arată izdrențuroși, dar sunt ok. Pentru că au fost un pic congelați când i-am pus. Grătar, nu uitați să puneți o salată sau de bluf sau o salată de crudități. Noi avem și niște sarmale, un vin, ciocnim un ou roșu. Mâncăm o prăjitură și după aia, pe dacă ne uităm la televizor sau ne cultăm. Paște fericit tuturor! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și ne vedem în episodul următor. La revedere! Pa, pa, pa!